Nu e de bine, știi chestia asta, ai căzut, n-ai nimic, go. Știi? Nu e de Nu, bine. de mine nu e altceva, de mine nu e... Și eu l-am încercat. What the fuck, este Nu, shit. dar e așa, știi, ciudat Deci că când am văzut toată pe ăla lumea construit, vorbește. cam că te construiești peste jumătate hartă podul, am zis, du-te-mă, ce Gen, este e așa Minecraft? ciudat că vorbim pentru că este încă după un an sau doi, mai mult chiar, Da, nu, 2 ani, atare. Nu, un an jumătate, un an jumătate. the hot take, the hot discussion. Păi nu, acolo sunt banii, nu știu dacă e hot, pentru că în afară de copiii care e free, când copilul cere unui tată care nu are bani, tata vreau și eu să mă joc și nu știe ce să-i dea, e de Fortnite, știi? Că e free. Și după aia Da, îi roagă și... tatii, dar vreau și eu un cadou de ziua mea și ghiși ce, nu știu dacă știi, dar știi care sunt șansele proporționale ca să fie încă un om? Câți oameni ai nevoie ca un alt om să fie născut în aceeași zi cu tine? Și de câți oameni e nevoie? Care e sample size-ul? Așa, ghici. Supende, Da, unul îmi vine să zic, dar mi zi se un pare. număr oarecare, zi un număr oarecare. O să zic doi, dar am vrut să zic unul. Nu, zi un număr așa, dă-ți, doi nu poate să fie. Care sunt, gândește, întrebarea asta este, de câți oameni ai nevoie ca sigur unul dintre ei să aibă ziua în aceeași zi cu tine? Anything. 380. 22. 380. 22. 22 doar. 22 de oameni. Se pare puțin. Exact. Deci 20 de oameni ai nevoie. Gândește că în fiecare... Mă gândesc la o clasă În de liceu fie... și nu mi-aduc aminte să fi avut În ziua cu cineva. fiecare zi sunt milioane de oameni care au ziua de naștere și copii și joacă Fortnite. Și tata le ia și lor un ceva. Înțelegi? De 3 Păi euro. da. De 5 Dar euro. fii atent. În momentul în care tu ai un free-to-play game, Da. copilul se joacă pe gratis, îi place, Exact. are experiență. Da. După aia, următorul pas este, tati, nu-mi dai și mie 10 Exact, dar nu 10, asta e euro. faza, că aici e tot secretul. Tati, nu și mie 2 euro? Pa da, tati. Săptămâna viitoare, tati, nu și mie 2 euro? Da, tati. Și aici e secretul, microtransactions, microtransactions, nimic Da, altceva. da. Da, e la... Tu poți să joci jocul fără. E pur cosmetic Fortnite. Absolut, 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 absolut. Tu Numai poți că să joci jocul vine fără. copilul de la școală, tu n-ai timp de el, te stresează că prietenului e doctor nu știu cine, Jivago, și vrea și el să fie doctor Frankenstein. Și costă doar 3 euro, tata mie și mie ca să fiu cu minte. Bine, să faci lecțiile astăzi? Da, bine, ia de aici un skin. Și atunci, there you fuck it. Adică, mecanica din spate este foarte bună. Copiii sunt cei mai ușor de convins să cheltuiască bani. Păi da, dar dacă vrei să vorbim de microtransaction, companiile de jocuri în următorii 3 ani, am Da. impresia, dacă nu se întâmplă deja, Da. își bazează Absolut. Absolut. Păi de cashback-ul când... doar din FIFA. Absolut. FIFA face mai mulți bani din Ultimate Team ăla Da. cu pachetele Da, decât da, da. vânzările Păi jocului. toată lumea face asta acum. Acum, discursul acum, întrebarea pe care și-o pun mai mult este lansăm jocul free sau nu?